Cozonaci cu smântână care rămân moi până se termină. Eu sunt Camelia și astăzi o să-i preparăm împreună și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelie și bucate gustoase. 10 Astăzi 100 de facem grame de cozonac. făină. Apoi vom avea nevoie de 100 de unt, 100 de lapte, 100 de smântână, 100 de zahăr, o linguriță rasă de sare, 3 gălbenușuri, pastă de mandarine făcută de mine, deci din mandarine cu zahăr. Și aici avem vanilie și eu voi pune această drojdie uscată, este împreună cu drojdia cum mai iau naturală, deci este jumătate jumătate sau puneți jumătate de pachetel de drojdie proaspătă. Dar dacă puneți jumătate de pachetel de drojdie proaspătă, faceți mai întâi maiaua cu jumătate de pachetel de drojdie, o linguriță de zahăr, puțin lapte și puțin făină. Dar eu astăzi am să folosesc acesta de la Pane Angeli. Așa, deci are cu pastă madre și lievito de biră. Deci cu drojdie uscată și maia naturală. Vreau să încerc asta, să vedem cum iese. Așa. Și pentru umplutură, eu am migdale, sau puneți și nuci. Aici am 250, așa, 100 de zahăr. Am pus 300 de lapte, cam să opăresc migdalele, și 30 de cacao. Și am să pun și esență de migdale. Așa, am să dau deoparte și să începem cu a lua. Și voi amesteca aici gălbenușurile. Am să le pun așa. Am să dau mai jos să vedem dacă se vede. Am să pun gălbenușurile cu zahărul, cu laptele. Toate sunt la temperatura camerei. Voi pune și smântână. Vedeți, le punem pe toate așa aici. Așa. Și smântână. Voi pune și o linguriță rasă de sare. Așa, o linguriță rasă. Voi pune și pastă de mandarine aromă pentru, sau puneți coajă de lămâie, coajă de portocală. Și am să pun așa, o linguriță, două lingurițe. Așa. Vom pune și vanilie. Am să pun două fiole. Vedeți? Le-am pus pe toate aici. Și untul o să-l punem treptat, untul la temperatura camerei. Și apoi o să adăugăm, după ce amestecăm bine toate aceste ingrediente, o să adăugăm făina împreună cu drojdia mea uscată și cu maiaua naturală. Deci este, așa am cumpărat-o, vreau să încerc asta să văd cum iese. Dar dacă nu aveți, puneți jumătate de pachetel de drojdie proaspătă. Și cum am spus, cu o linguriță de zahăr, un pic de lapte și făină și faceți maiaua. O lăsați să crească și după aceea, așa, și acum amestecăm. Amestecăm așa bine totul aici. Acum voi pune toată făina. Dacă e posibil să fie cât mai uscată,
Și dacă mai e nevoie, dacă făina este foarte uscată și mai e nevoie de lapte, mai adăugăm. Și voi pune și această drojdie uscată, care este împreună cu maiaua naturală. Ia să vedeți, eu uitați cum arată. Vedeți? A, așa arată. Deci este un pliculeț de 21 de grame. Și am să pun așa aici totul. Așa. Am pus totul aici și acum voi pune la mixer. Și untul îl voi pune treptat. Între timp, ce am la mixer se face încet, încet, noi ne facem umplutura. Așa, am dat mixerul la mic și acum voi face umplutura cu migdale. Am să le scot pe acestea, o să punem deasupra. Eu le-am măcinat. Astăzi fac cu migdale cu cojiță. Așa, unde am măcinat bine migdalele. Să le scot. Deci am 200 de migdale măcinante. 300 de lapte. Am să-l pun pe foc să se încălzească. 30 de cacao și esență de migdale. Cine dorește poate adăuga și albușurile de la gălbenușuri. Și îl punem fierbinte peste migdalele noastre. Aici mi-am pregătit o tavă unt, cu un cobuleț de unt. Și o să o dăm cu unt și o să tapetăm și cu hârtie. Așa. Și acum și zahăr. Și 100 de zahăr la cremă. Deci repetăm. Am pus 300 de lapte pe foc, 200 de migdale sau de nuci. Eu astăzi fac migdale, că nu am migdale și nu am nuci. 200 de migdale, 100 de zahăr și 30 de cacao. Și o să le amestecăm aici pe toate. Așa. Voi adăuga și esența de migdale. Acum adăugați cât credeți că vreți să fie concentrat gustul de migdale. Am să le pun pe amândouă. Și amestecăm așa încet. Așteptăm să fiarbă laptele, să-l punem peste. Și laptele îl punem treptat. Să nu o facem nici prea moale, dar nici prea tare. Acum depinde de fiecare cum dorește umplutura. Uitați aici roata, a început să se facă. Și vom mai adăuga puțin lapte. Eu am pus decât 100, așa, și cum am spus, laptele îl punem treptat. Și voi mai pune încă puțin notate. Vedeți? Așa. Și acum punem să amestecăm din nou la robot aici. Deci am pus 100 plus încă 120, cam așa. Și punem la robot. Și amestecăm. Deci nuca noastră sau amigdale o să absoarbă din lapte, deci nu o să rămână așa de moale. Așa, să mai e nevoie, puțin, mai adăugăm. Voi pune un căpăcel și voi lăsa să se răcească. Deci cât aluatul crește. Așa. Laptele a dat un clocot și îl punem așa aici peste.
Deci eu am avut 300. Am scos deoparte așa. Și acesta este umplutura noastră. Lăsăm să se răcească acum. Deci ne pregătim tava noastră. Acum, acum vom adăuga untul. Îl putem adăuga în două etape. Și am să adaug jumătate din unt acum. Așa. Vedeți? Și îl punem la robot. Sau frământați cu mâna. Am pus un cubuleț de unt. Deci este de 27 pe 8 și înaltă de 11 a mea. Așa, și am să pun jumătate din unt și am să ung bine așa peste tot. Mângem așa bine și după aceea punem hârtie de copt. Am pus așa pe părțile laterale și acum vom pune în mijloc. Pe hârtie. Așa. Acum să punem și restul de unt în aluat. Vedeți cum arată? Așa. Și am să mai pun și restul de unt. Îl pun așa pe tot. Și punem la frământat. Am să pun aici în mijloc. Și dacă am văzut că am pus cam mult lapte, putem pune puțină făină. Așa. Și lăsăm la frământat acum. Ia uitați aluatul. Așa. Și am să-l pun aici în... Am să pun puțin ulei. Așa. Și o să pun aici aluatul să crească. Deci, cum v-am spus, fac doar un cozonăcel. Doar. Uitați aluatul. Așa arată. Îl lăsăm la crescut. Așa, ia să-l împăturim așa de câteva ori. Și după aceea o să intru, să-l întindem și să-i punem umplutura. Așa arată, vedeți? Îl acoperim cu folie și o să-l facem în această tavă. Eu am pregătit-o deja și aici avem umplutura noastră. Așa, și ia să vedem umplutura noastră cum arată. Așa, ia uitați, din ce în ce absorbe laptele, vedeți? Încă este caldă, așteptăm să se răcească bine. Așa, și aici avem umplutura cu migdale. Deci la 200 de migdale măcinate am adăugat...
lapte, deci am avut 300, cam 150 de lapte, 30 de cacao și 100 de zahăr și esență de migdale. Dacă faceți cu nucă, adăugați esență de rom. Așa, acesta este aluatul, îl lăsăm să crească și cu zahăr, totul 100, 100, 100, cu 3 gălbenușuri. Și jumătate de kilogram de făină și am pus cam 220 de lapte și am mai adăugat încă 3 linguri cu vârf de făină la acest aluat. Deci la 500 plus 3 linguri bogate și îl lăsăm să crească. Aici avem umplutura noastră și tava. Deci 27 pe 11 pe 8, așa arată. Este foarte bun, am și tavă mai micuță și mai înaltă, tot așa pentru sunt micuțe. Tot din acest material sunt foarte, foarte bune. Aluatul și-a dublat volumul. Aici avem umplutura făcută mai devreme, am să pun și linkul în comentarii. Aici avem migdale ca să punem deasupra, gălbenuș de ou și o lingură de lapte. Așa, și acum voi presăra puțină făină pe masa de lucru și am să pun aluatul. Așa. Să-l scoatem din... Acesta este aluatul nostru. Îl voi împărți în două. Și vom întinde două foi. Am să mă ajut și cu puțină făină să nu se lipească sau cu puțin ulei. Am să pun puțină făină. Așa. Și am să întind cu sucitorul. Voi pune jumătate din umplutură. Aici am umplutura făcută mai devreme. Umplutura cu migdale sau puteți face și cu nucă. Așa. Și o întindem pe toată suprafața. Așa. Întindem umplutura. Eu am făcut umplutura cu migdale, dar puteți face și cu nuci. Așa, și am pus esență de migdale. Dacă puneți nuci, puneți esență de rom. Așa. Încet. Strângem așa capetele. Și să întindem și a doua foaie. Așa. Am să pun aici alături. Eu am să presor așa puțină făină.
întinde. Așa. Și întindem. Împletim, mi-am pregătit aici o tavă tapetată cu unt și cu hârtie de copt. Și să împletim așa cu zonacul. Și am să-l pun în tavă, aici. Și-l lăsăm la crescut. Eu am să-l lung puțin cu ou, să vedeți. Am aici gălbenuș. Un gălbenuș și cu o lingură de lapte. Le unim. Și amestecăm. Și lăsăm la crescut până își dublează aproape volum, să ajungă până sus. Și îl dăm la cuptor la 180 de grade, 40, 45, 50 de minute. Încercăm cu scobitoare și ungem așa peste tot. Eu am să mai ung și după ce este crescut încă o dată. Așa, și am să mai ung și după ce este crescut încă o dată. Și am să pun și migdale. Eu am migdale. Pun migdale, crema este făcută cu migdale. Am să pun deocamdată așa. Și apoi vom mai vedea. Și acum îl lăsăm la crescut. Vedeți? Ia uitați-l. Așa. Cozonacul este gata și rămâne moale, pufos, chiar și o săptămână. Încercați și nu veți regreta. Vă mulțumesc din suflet!